Am revenit în direct alături de domnul primar Dragoș Chitic. Așadar, proiecte interesante ce vor schimba fața orașului, proiecte care vor mișca lucrurile. Eu sunt tare curios cu proiectul ăsta din fața parcului, pentru că aici va fi într-adevăr o lucrare pe care, dacă o să o începeți, domnule primar, o să vedem cum găsim loc de circulat. Pe terenul din fața pieței, care este în administrarea primăriei, fața pieței, rol centrale, da? Prea așa, sunt munți de zăpadă, aceeași situație este și în curtea primăriei. Ce face Publiservul? Mai există ca societate, vă întreabă cineva? Da, Publicervul există și numai că există, dar iată că după ninsoarea din această noapte s-a circulat foarte bine în Piatra Neam și acum se circulă foarte bine. Este adevărat că nu ne-am concentrat foarte mult pe transportul zăpezii, pentru că este o cheltuială în plus și pentru că săptămâna trecută am avut temperaturi de 10 și 11 grade care au făcut ca natura să facă o economie la bugetul local și ne-am concentrat pe degajarea zăpezii de pe carosabil. Practic, fiecare administrator al unui teren sau chiar dacă nu este administrator, ci deține o proprietate, are obligație legală să-și întrețină trotuarul din fața proprietății, adică mă refer la zăpadă, polei și mă refer și la țurțuri de gheață care se pot forma pe anumite proprietăți. Partea cu munții de zăpadă, după temperaturile de săptămâna trecută, s-a diminuat foarte mult. În curtea primăriei nu există această problemă. Nu cred că e o prioritate curtea primăriei, mai ales că acolo e restricționat accesul, sunt foarte puține locuri de parcare și sunt folosite pentru personal, respectiv pentru vizitatorii permanenți. Legat de urban, dacă vă referiți la fața pieței e cea dinspre strada de centură. Probabil că acolo este problema. Voi discuta și nu sunt blocate locurile de parcare. Nu, acolo nu sunt parcări. Acolo este platforma pietonală, fața pieței. Aha. Fața pieței, repet, este laterala dinspre strada de centură. Și ce mi-a spus cineva zilele trecute? A trecut pe Ștefan cel Mare și erau zilele alea, într-adevăr, călduroase. Zăpada bloca, obtura, cum se cheamă, gurile de canal, și da. Spuneam, băi, dacă ar fi luat așa zăpada, n-ar mai fi apăria asta pe străzi. Da, da, da. Așa. Da, aici e o preocupare și în acest sens. Aici ar fi o problemă, da. Publiservul are o echipă specializată, imaginați că sunt foarte multe guri de canal, e greu să ajungi la toate dintr-o dată, dar e și acest aspect avut în vedere. Eu zic că deocamdată am depășit cu bine episoadele de iarnă, cu mici momente în care nici eu n-am fost mulțumit și am reproșat lucrul ăsta conducerii societății Publiserv, dar mă bucur că am văzut deschiderea pentru a face activitatea mai eficientă în oraș. Sunt momente în care ninge abundent, temperaturile sunt foarte scăzute și atunci utilajele de zăpezire nu au eficiență, oricât ne-am strădui. Cred că și noi, ca participanți la trafic, e bine să ne luăm niște măsuri în sensul adaptării vitezei, în sensul renunțării la deplasarea cu mașina personală, în sensul de a o nu parca în zonele în care putem incomoda aceste utilaje, dar una peste alta, eu zic că am depășit cu bine această... Până la momentul acesta. Apropo de a nu parca, ce se întâmplă cu firma care vine și ridică mașinile sau ce se anunță pe direcția asta? Noi intenționăm să înființăm acest serviciu de ridicare a mașinilor parcate, principal acolo unde sesizăm nesimțire, dacă îmi permiteți termenul, în sensul parcării în locuri care chiar creează o dificultate și pot reprezenta un pericol pentru accident prin obturarea vizibilității. Se lucrează la un regulament, va fi făcut public, va fi în dezbatere publică acest regulament și sperăm ca anul acesta să reușim să punem în practică acest obiectiv.
Sportul este cartea de vizită a unui oraș, ne mai scrie cineva. De ce la Craiova sau București și alte orașe se pot investi bani de la primărie în sport și la noi nu? FC Ceahlău, mândria acestui oraș, am uitat-o undeva în divizia C. Cum reușim să o resuscităm? Ne spune cineva. Da, eu sunt perfect de acord. Ați dat niște exemple, așa, dar puteți să alegeți Zalău sau, păi, nu știu, altora. Haideți în primul rând să comparăm bugetele. Municipiul Piatra Neamț rotunjit are 100 de milioane de lei buget, iar Craiova, din câte știu, are peste 800 de milioane de lei, deci de 8 ori mai mult. Dacă aș avea dublu bugetului actual, m-aș gândi mai serios la finanțarea sportului. Deci ăsta este un principal aspect. Totodată, dacă e să finanțăm sportul, haideți să nu mai facem ca în trecut. Vedeți ce probleme sunt. Vedeți că sunt oameni trimiși în judecată pentru modul cum a fost finanțată acea echipă de care spuneți că era mândria orașului. Deci nu așa. Nu trebuie susținut sportul încălcând legea. Adevărul că mă uitam și eu la meciuri la handball. Toate echipele de la handball feminin, primăria Craiova, primăria București, primăria Brăila, nu mi se pare normal. Aș fi vrut să văd sponsori acolo. Este simplu. Este simplu de înțeles subiect. Hai să vedem ce înseamnă acea emblemă cu primăria la Craiova. Să vedem câți bani înseamnă și să-i raportăm la bugetul municipiului Piatra Neamț. Și atunci vă spun eu că n-ar mai apare această problemă. Adică putem pune în balanță ce facem. Luăm banii de la întreținerea orașului și îi ducem la sport? Sau încercăm să armonizăm și una și alta? Să considerăm întreținerea orașului o prioritate? E un lucru, așa este, e un lucru rău. Bun, primăria nu înseamnă că nu repară terenul, repară sala, repară condițiile, dar ca să ții echipa, așa nu este. Nu înseamnă că nu susținem sport. Da. Stadionul este pus la dispoziție celor care vor să joace fotbal, celor care practică alte sporturi. Sala polivalentă este pusă la dispoziție. Am dublat... Gratuit. Am dublat aproape suma pentru finanțările pe legea 350 în zona sportului și așteptăm cluburile sportive să depună solicitări de finanțare. O parte dintre ele au și făcut-o. Vorbim de clubul de fotbal Ceahlău, actualul Ceahlău, CSM. Vorbim despre Handball Club Fete, un club foarte serios, care, iată, se comportă foarte, foarte bine în divizia în care este. Și vorbim despre alte cluburi care au venit la primărie, au depus finanțări și au respectat legea, pentru că avem și situații. Și știu cazul voleiului, care, din păcate, nu sunt deloc bucuros de ceea ce s-a întâmplat acolo. Cei din zonă se plâng că primăria nu îi mai ajută financiar. Păi nu îi ajută pentru că, în urma controlului curții de conturi, s-au găsit nereguli la deconturile pe care le-au făcut. Și atunci s-a blocat orice finanțare către aceste cluburi și sunt sume destul de mari, de ordinul zecilor sau chiar sutelor de mii de lei. Nu așa. Nu așa. Vrem să respectăm legea, vrem să îmbinăm banii alocați sportului cu disponibilul financiar, iar la primăria Piatra Neamț, toți cei care doresc să susțină o echipă sau au o echipă, vor găsi deschidere. Uitați-vă la competițiile care vin aici, uitați-vă că promovăm orașul și din punct de vedere sportiv și la sala polivalentă sunt competiții importante și la stadion au început să reapară competițiile importante și o colaborare cu Federația Română de Fotbal. Deci e un potențial, dar trebuie lucrat pe alte principii sănătoase, legale, corecte. Și, așa cum spuneați, haideți să vedem și sponsorii că se alătură banilor publici. E o lume a privatului, dar, mă rog, România demonstrează neputință, să știți. Ați văzut și la Roman, colegul dumneavoastră, n-a mai putut susține echipa de handball în Liga Națională. Mi se pare destul de neplăcut. A legat-o de gard. Să ai o echipă a municipalității, nici așa nu-i corect, care da? Să nu mai poți susține sau să o închizi la un moment dat. De asta eu am lucrat pe alte principii și eu cred că sunt principii corecte. Am un dialog permanent cu reprezentanții cluburilor sportive, cu lumea sportului din Piatra Neamț. Chiar săptămâna trecută ne-am văzut la primărie și am discutat aceste aspecte. Într-adevăr, mă uit la aceste imagini și stau și mă gândesc cum va arăta, dacă se va aplica acel proiect, prima bandă doar pentru transportul în comun. Eu mă refer la... participanții la trafic, care știți prea bine cum merg, vor dispărea parcările astea de pe partea stângă, dreaptă. Aici, în zona
de la Gostat spre Petrodava se circulă destul de, pentru că e parcarea pe lateral și așa e, e destul de îngust, va fi destul de complicat. Sunt și parcări care se află în alveole, în afara bulevardelor. Acele parcări rămân și chiar vor fi dezvoltate acolo unde se poate. Dar trebuie să asigurăm fluență pentru trafic și trebuie să încurajăm transportul în comun, așa cum am spus, și așa cum se întâmplă în marile orașe ale lumii, pentru că proiecte de genul acesta, să știți că au depus toate municipiile reședință de județ din țară. Și Oradea, probabil că ați văzut, inclusiv simulări, toate municipiile reședință de județ pot depune proiecte pe această axă de mobilitate urbană. Ca să spun așa, că la noi la țară, mobilitate urbană. Te împinge nevoia ca să treci la, la o altă, la o, nu mai putem continua așa. Deci e, într-adevăr, un mod foarte... S-a mai făcut un studiu care este foarte relevant. În Piatra Neamț, peste jumătate din mașinile care circulă pe stradă au șoferul și un pasager. Da? Rețineți lucrul acesta. Deci e un obicei pe care îl avem. Păi pasagerul e copilul pe care îl ducem la școală. Probabil copilul care îl duce la școală sau soția sau un membru al familiei. Deci sunt situații în care putem renunța la mașina personală pentru a ne deplasa. Nu mai trebuie să ne obișnuim cu aceste lucruri. Trebuie să trecem la un alt nivel. Aia cu biciclete, cu asta sună interesant. Și odată și odată, cum au reușit ăia să lase mașinile să meargă la 5 grade cu bicicleta, probabil și noi. Rugați-i pe primar, cineva vă întreabă, din subordine, subordonați, sau subordonații dumneavoastră, nu, pe primării, unii traseiști cu gatere și cu gatere, să înființeze depozite de cumpărat lemne pentru vârstnici. E o problemă pentru cei bătrâni, inclusiv căratul acasă și tăiatul. Aveți probleme cu așa ceva în Piatra Neamț? În Piatra Neamț sunt care... foarte puține locuințe care se încălzesc cu lemne. Eu nu știu să existe vreun gater aici pe raza municipiului. Nu, a zis că să vorbiți și cu alți primari din zonă să înființeze depozite pentru oamenii. Da, de reținut lucrul ăsta. Am văzut în orașele mari, chiar în București, am văzut depozite cu lemne ambalate chiar frumos în săcușor, așa, gata, tăiate. Probabil că la asta se referă. Bună ziua! Pe strada Petru Rareș, în zona Micromedica, nu se poate face nimic. Sunt două benzi de circulație, dar degeaba se circulă doar pe una din cauza celor care au treabă acolo. Și când e ora 12 iarăși e plin cu mașinile pentru se parchează școală. Neregulamentar. Se lasă mașina pe bandă, pe banda de avarie. Așa, o să găsesc și niște imagini imediat. Se lasă mașina pe banda de avarie și se blochează tot. Poliția locală nu poate supraveghea zona așa și să dea amenzi pentru a descuraja ambuteiajul. Mulțumesc! Florin. Vă mulțumesc, domnul Florin. Iată că se mai și semnează oamenii. De reținut aspectul ăsta și sunt într-adevăr trebuie mult mai multe zone din oraș. Poliția rutieră și poliția locală trebuie să acționeze și într-adevăr trebuie sancționați cei care parchează neregulamentar. Mi se pare un pic de tupeu sau chiar zona de nesimțire ca din două benzi pe o stradă foarte intens circulată să blocheze o bandă, mai ales când ai parcări cu plată pe partea stângă, în sensul de mers sau străzi. Dacă ne uităm la aceste imagini, zilele trecute a fost o intervenție, dar n-am mai, chiar aici aproape de Ceahlău, o intervenție, ceva s-a spart acolo, s-a circulat foarte greu. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor și invitatului dumneavoastră, vă mulțumesc. Rog pe domnul primar să explice pe ce considerente s-au amenajat parcări pe străzile pe care nu există blocuri, ci doar case, anulând o bandă de circulație publică. Sunt multe străzi în situația aceasta, mai ales în Precista. Întreb în calitate de membru al ATOP Neamț. Vă mulțumesc. Da, autoritatea foarte... de ordine publică. A, domnul Iulian Luca vă întreabă. Îmi cer scuze. Am înțeles. Da, bun. Cred că știu situația la care se referă. E... Domnul Iulian are o parcare, deci eu n-aș fi dat bani pe aia, dar asta e, omul a fost nevoit. Chiar într-un colț de intersecție.
E mai mult risc probabil decât... Da, n-aveai de ales. De a top o fi intervenit pe la unii colegi. Nu, dar eu știu că da. De 10 ani și mai bine o are parcare. Deci pentru că sunt solicitări din partea populației și pentru că strada la care se referă s-a transformat într-o stradă cu sens unic prin decizia Comisiei Rutiere, tocmai în ideea de a fluidiza traficul și pentru că în mod frecvent se parca pe această stradă. Bun, aici e un element care trebuie punctat și uneori este de neînțeles pentru mine, pentru că se sesizez fenomenul pe strada Cetatea Neamțului, strada care merge spre Târgu Neamț. Mașini ale proprietarilor de case de acolo sunt parcate în stradă, deși nu este permisă parcarea, nu e aceea situație cu parcare de reședință, probabil din comoditate. Dumneavoastră vorbiți după ieșirea spre Gârcea. Nu? Da, vorbesc despre strada care se află în oraș, în zona Căminului de Bătrâni, să zicem. Spre Gârcina. Am înțeles. Vedem deseori, deși acolo sunt patru benzi de circulație, că o bandă este blocată de mașini parcate pentru o perioadă de timp. În general, de cei care dețin case în zonă. N-am înțeles niciodată de ce această comoditate și nu ne parcăm mașina în curtea casei, pentru că trebuie să recunoaștem, majoritatea au o curte în care să încapă măcar o mașină. Legat de problema semnalată, așa cum spuneam, sunt solicitări din partea cetățenilor pentru închiriere de locuri de parcare și toate aceste decizii nu se iau de către primar, ci se iau de către specialiști, Comisia Rutieră, în principal, de la nivelul primăriei, din care fac parte și Poliția Rutieră, și proiectanți de drumuri, și arhitectul șef, și specialiști în zona tehnică, și au decis că această măsură poate crea un avantaj pentru populația orașului, pentru că asta ne dorim cu toții, să răspundem unor cerințe ale cetățenilor. Am înțeles. La fel se mai întâmplă și pe bulevardul Decebal, în zona pe care o vedem acum, Iulian, dacă ne arăți imagine, la parcarea asta, mulți parchează aici în zona stației, cu toate că parcarea de peste drum este permite. Vreau să vă spun o treabă. Anul trecut, tot se vorbea de poliția locală. Poliția locală a dat aproape 10.000 de sancțiuni în Piatrănos. Dar s-au plătit? Eu m-am mirat. Situația că dacă plata, se plătesc și s-o se încasează bani. Că eu am mai spus aici, sunt unii oameni, iată și cetățeanul de mai devreme, vedeți? Sunt unii oameni care cer ei să plătească o amendă. Deci nu... Și deci să fie ajutați, să toate fie luați... Toate aceste amenzi ajung la direcția de taxe și impozite. Asta e, să fie și plătite, că doar nu așa... Nu și-o plătește, sunt urmași pați și legale ajungându-se până la executare. Oricum, când cetățeanul ajunge acolo, este blocat cu operațiunea care vrea să o facă dacă nu și-a plătit amenda. Dar va trebui continuat pe această linie. Ei, da. Ei, asta e deja deluat, e altceva și aici să știți că poliția rutieră, poliția locală nu poate interveni. Poliția poate amenda doar mașina staționată, nu poate opri în trafic. Vedeți, și aici sunt niște lucruri care țin de legislație și de responsabilitățile sau competențele fiecăruia. Dar eu sunt convins că cel care a greșit acum probabil că are un obicei și atunci e clar că se va trezi. E bună treaba asta cu camera de filmat pe bordul mașinii, pentru că va veni și ziua când te vei duce cu imaginea de un polițist... aplică legea. Eu constat, deși mai avem mult până ajunge acolo unde îmi doresc eu, că a crescut totuși disciplina în trafic. Nu mai sunt ceea ce era în anii trecuți. Dar probabil că și măsurile coercitive au jucat un rol. Faptul că ni se iau puncte până la riscul de a ne pierde permisul de conducere temporar atunci când încălcăm legi ale circulației codul rutier. Așa, și acum, uitați-vă, domnule primar, de ce sunt impozitele atât de mari? În alte orașe, bonusul este de 10%, să se gândească și la cei cu venituri mici. Impozitele nu sunt mari comparativ cu alte orașe. Să știți că noi am analizat acest aspect și iată că anul acesta la Piatra Neamț am menținut impozitele și taxele la nivelul anului trecut, deși sunt orașe chiar din apropierea noastră care au fost nevoite să le majoreze pentru că nu mai aveau bani din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul României. A fost o majorare anul trecut, o majorare motivată, pe care am explicat-o la momentul respectiv,
Legat de această bonificație, vreau să fac o precizare, pentru că am văzut știri pe posturile naționale de televiziune care nu erau știri corecte. În sensul că există permis în codul fiscal acordarea unei bonificații de până la 10% pentru cei care plătesc integral impozitul până la 31 martie. Deci se poate acorda această bonificație de până la 10% nefiind obligatorie. Sunt localități unde nu există bonificație deloc. Sunt localități unde există 10%. La Piatra Neamț este 5%. Evident că o creștere a acestei bonificații se poate face în urma unui calcul în privința bugetului. În funcție de modul cum se va prezenta bugetul în acest an, cu ce măsuri fiscale va veni guvernul și dacă va înceta să reducă sumele care sunt alocate OAT-urilor, administrațiilor publice locale, putem lua în calcul pentru viitor creșterea acestei bonificații de la 5% la 10%. Este în atenția mea acest aspect. Da, mi-a trimis cineva niște imagini pe WhatsApp, să vedem dacă le pot descărca. Până una alta avem... I-aș spune și de pârtia de schi puțin, pentru că am reușit să o deschidem în acest an și aici e o discuție mai amplă care ar trebui făcută. Eu nu vreau să spun decât faptul că în anii trecuți am fost criticați de unele persoane pentru că n-am deschis pârtia de schi. Să știți că chiar nu s-a putut și acum ne ducem în zona cealaltă. Dacă am deschis pârtia de schi, suntem întrebați de costuri, adică cât înseamnă cheltuielile și cât înseamnă încasările. Pârtia de schi este un obiectiv foarte important din punct de vedere turistic al municipiului Piatra Neamț. Dacă ea există și pentru această pârtie au fost cheltuiți niște bani în anii trecuți pentru a se realiza, eu cred că trebuie valorificată și nu lăsată în paragină. Elementul esențial de care depindem pentru funcționarea pârtiei este clar vremea. Și iată că în ultimele trei ieri vremea nu a fost propice pentru a o deschide decât în intervale foarte scurte de timp, de o săptămână sau 10 zile. De data aceasta vremea ne-a ajutat. A fost un strat de zăpadă natural, deși nu suficient. A fost totuși bun în vederea intervenției cu tunurile de zăpadă și am avut nopți cu temperaturi foarte scăzute în care am putut folosi tunurile de zăpadă care funcționează la temperaturi doar mai scăzute de minus 4 grade. Peste minus 4 grade nu produc zăpadă, ci produc apă. Deci, iată că sunt deja două weekenduri în care s-a schiat la Piatra Neamț. Chiar astăzi am avut o discuție cu cei care lucrează acolo pentru a veni cu zăpadă artificială pe parcursul nopții atunci când temperaturile vor fi potrivite, astfel încât să prelungim cât mai mult în această iarnă existența pârtiei de schi. Sunt încasări de aproape 20.000 de lei într-o zi de weekend, 10.000 de lei într-o zi normală și undeva 5-6.000 de lei pe zi la începutul săptămânii de luni până joi. Da, mi-ați trimis niște fotografii, dar nu mi-ați trimis clar ce se întâmplă, de unde sunt imaginile, e într-adevăr un perete ud, e ceva, dați-ne relații ca să-l putem întreba pe domnul primar. O situație care nu poate... Îmi spuneți dumneavoastră aici, așa, suntem într-o situație care ne depășește, nu găsim soluții pentru remediere, vă rog să interveniți, domnule primar, vă mulțumim, dar nu înțelegem ce se întâmplă, sunt niște dați-ne o pereți, adresă, dați-ne niște elemente de identificare, să vedem despre ce e vorba, o proprietate privată, ce vreme să o vă proprietate mai publică. Cu semaforul de la Unic este inutil, blochează sensul, există trecere mai încolo. Nu este inutil. Este util numai că vor trebui comasate cele două treceri de pietoni și făcută una singură la mijloc cu semafor. Și atunci dispar elementele care sunt menționate. Am înțeles. Știți că în emisiunea precedentă v-a întrebat cineva despre crucea de pe Pietricica. Da. Ce răspuns puteți să-i mai dați? E un proiect mai amplu aici și deja se lucrează la proiectare. Proiectul pe care eu l-am gândit înseamnă acele litere volumetrice cu numele orașului Piatra Neamț, o cruce luminoasă și trepte de acces din zona Staro spre Pietricica. Se lucrează la proiectare, se lucrează la evaluare. Din zona care? Din zona Staro, din zona străzii Iorhei. Am înțeles. Trepte de acces până sus pe munte.
Se lucrează la proiectare. În momentul în care vom avea un deviz și o estimare de cost, vom ști în ce măsură putem realiza acest proiect, dacă îl facem tot dintr-o dată sau dacă îl facem etapizat sau dacă reușim să obținem o sursă de finanțare. E un proiect la care eu țin foarte mult și din acest motiv să știți că nu-l voi uita și sper eu ca anul acesta să fie demarat. Am înțeles. Am văzut astă vară în Nesebar, într-adevăr litere, într-adevăr interesant și chiar dă bine și la intrarea de la Dumbrava. Când Nesebar intri în oraș, înseamnă Bulgaria, Bulgaria, spunem, Bulgaria, da, un oraș foarte frumos deosebit. Ne oprim? Un minut mai avem. Bun, așadar, sunt lucruri interesante și proiecte interesante. Un lucru este clar, dacă dorim să trăim într-un oraș din ce în ce mai aglomerat, e paradoxal cum de lumea pleacă din oraș și totuși e aglomerat, vin foarte mulți să se aprovizioneze, vin foarte mulți din rural. E într-adevăr și trebuie să se... Asta cu impozitele v-am întrebat. Deci încă o dată, politica de taxe și impozite va fi o politică stimulativă pentru cetățeni. Eu merg pe principiul că trebuie taxe și impozite moderate, suportabile de către toată lumea, care pot genera interes de investiție pentru Piatra Neamț. Să știți că scopul meu este să păstrez cât mai mici taxele și impozitele locale și nu cât mai mari, măsură care poate, de fapt, genera dezvoltare prin atragerea investitorilor, prin stimularea celor din Piatra Neamț să investească. Da, a sosit și mesajul pe care l-am solicitat. Este vorba de blocul B3 Paharnicu Piatra Neamț. Spune că dumneavoastră cunoașteți, domnul primar este informat, vrem transparență, insist, familia Biagini. Da, cunosc problema. Știți? Iată. Da, e o proprietate privată, dumnealui se plânge de igrasie în apartament, locuiește la parter, s-a luat legătura cu asociația de proprietari. Noi, ca și instituție publică, am trimis societatea Publiserv acolo, s-au dus și cei de la Apaser să vedem dacă cauza este cumva din cauza unor dacă se datorează unor rețele publice. Din păcate, e o ceartă între dumnealui și cei din asociație. Aha. E o problemă pentru care primăria nu poate să cheltuiască bani, fiind vorba de o proprietate privată, dar a intervenit prin compartimentul specializat pentru a încerca să armonizeze relația dintre ei și asociația să intervină cu niște măsuri acolo. Parcarea de pe Aleea Aurora, care nu este asfaltată, ne certăm cu vecinii pentru loc de parcare, blocul B8 și B7, în spatele cabinetului veterinar. Da, e un teren pe care ar putea fi amenajat o parcare acolo. El este în analiză să vedem cât dintre ele este domeniul public și cât este domeniul privat. Și anul acesta avem un plan amenajare de locuri de parcare pe terenuri pe care le-am identificat în oraș. Dar să știți că în cele mai multe situații, atunci când vedeți un teren lăsat în paragină, neamenajat, este o proprietate privată sau se află într-un litigiu între primărie și un eventual solicitant pentru retrocedare. Vă mulțumesc, iată și s-a sosit răspunsul. Nu este ceartă, iarăși domnul, este o situație deplorabilă, ne spune telespectatorul nostru. N-am atins alte probleme, suntem afectați de la domeniul public, ne spune dumnealui. Da, e într-adevăr... N-am discutat nimic despre gunoi, despre zona asta cu gunoi. Poate o să veniți într-o altă emisiune peste vreo două săptămâni. Da, sunt foarte multe lucruri. Complexă despre câini comunitari, iarăși am văzut că și-au făcut loc în viața noastră. Sunt într-adevăr lucruri interesante. Pârtia cealaltă, am fost și eu după câțiva ani sus pe pârtie și într-adevăr, dacă s-ar termina acolo tot complexul ăla, totul se învârte în jurul banilor. Să știți că au fost oameni am urcat pe 2 ianuarie, au fost oameni de prin Constanța, de prin peste fel locuri. Era coadă pur și simplu la gondolă și am zis, mă, ar merge treaba dacă ar exista ceva. Deci totul e să se pună în practică și zona, cum să spun, ne ajută. Adică
bani să fie? Există interes, există preocupare din partea noastră, într-adevăr, banii sunt principala problemă, dar nu așteptăm să-i avem, ci ne ducem și în alte zone de parteneriat public-privat, de investiții ale privaților. S-a lansat de curând ideea celui Bob pe zona pârtiei pentru începători, practic un carusel montan care în mod clar ar revitaliza zona. Suntem în discuții cu investitori interesați să realizeze acele lucruri, pentru că vorbim de investiții de peste 2 milioane de euro. Și toate, vedeți, costă foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, telespectatorii noștri, da, v-am rugat să expuneți mesajele, le-am expus, le-am arătat, am spus, iată, mesajele de acum merg fără niciun fel de... Da, am expus imaginile, domnul primar știe situația, o să reușiți să rezolvați. Da, ne oprim aici, vă mulțumim, domnule primar, iată, mulțumesc, așa e la primărie, toată lumea vrea ceva, toată lumea solicită ceva. Vă mai aștept. Peste vreo 2-3 săptămâni vă mai invit și aș vrea să veniți să răspundem, pentru că, iată, urmează multe lucruri, urmează schimbări și asta e bine, că orașul progresează. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, o zi bună, la revedere!